Salutare și bine ați venit la un nou clip. În acest clip vom face vinete umplute la cuptor. Pentru asta vom avea nevoie de două vinete, o am tăiat o jumătate de ardei gras, eu am tăiat ceapă verde, câteva bucăți, nu contează, puteți spune cât doriți, două roșii, trei cățele usturoi, cârnați de care doriți, brânză feta, cașcaval, să nu uităm de ulei de măsline, să avem nevoie. Virgin sau extra virgin? La subaltă, condimente și pătrunjel. Bun. Ok. Prima dată vom face să stea vâneta stabil, suntem foarte subțire. De ce e instabilă? Da, ca să stea în tavă. Vezi, nu se mai mișcă. S-a scos la drept. Da, dragă. Îi tăiem un căpăcel, să nu vă tăiați. Da. Mai gros, mai subțire. Nu contează. Vom lua o lingură și scoate. Ce faci? Tu nu ești normal. Scoți bunătate de miez de nu ești normal. Nu ești normal. Doamne, ferește. Nu știam ce vrei să faci. Să mă joc de bucătărie. Ar trebui tu să faci asta, că tu ești bucătarul, nu? Da. Așa da, trebuie ajutorul și ajutorul face. Bucătarul mănâncă. Bucătarul... Punește gusturile. Scoateți dinăuntru pulpa. Pulpa? Da, iubire, pulpa. Are pulpa? Dar ce e? Pui. Pui? Da, dragă, pui. Nici mai greu. Da, bun. Scoatem și revenim, că mere mai îl dor picioarele. Ești obraznic. Am adăugat ceapa la călit în ulei de măsline. Acum adăugăm condimente, piper, sare, diverse sortimente. Așteptăm să se călească. Între timp am scos miezul din cele două vinete. Am tăiat usturoiul. Și ardeiul cafea. Și încă ceva, miezul ce nu e de vinete, nu-l aruncați, că o să trebuiască tocat și pus peste compoziție. Da, ați auzit. Da. Priviți ce frumos s-au rumenit. Acum adăugăm ardeiul și usturoiul. Am adăugat roșiile. Acum s-a tăiat miezul de la vinete. Și se adaugă și el să se facă, amestecăm foarte bine și lăsăm la făcut. Până sunt gata. Până sunt gata. Dragii mei, partea cu gătitul am terminat-o, cu călitul de fapt. Acum trecem la partea cu umplerea vinetei, iar Alina deja pregătește. Alina? Da. Putem trece la tine? Putem trece la tine? Treceți. Hai să trecem. Bun, am pregătit aici vânăta. Noi, băi, las că o să am noroc. Să adăugăm o lingură din compoziție. Da. Așa. Punem trei feluțe de cârnați, puțină brânzică, mai adăugăm o lingură în compoziție. Da. Mai trebuie un pic. Pune, fără milă. Iară? Fără milă. Mai adăugăm puțin cârnați. Ce cum se cheamă rețeta asta inventată de tine? Nu e inventată de mine. Nu e inventată.
Când să te laud și eu, de ce? De ce să minți? Păi nu mint, zic la oameni. Da, minciuni? Nu, adevărul adevărat. Au, cașcaval nu pui. Minte n-aș. Bun, dragă. Acolo, cașcavalul, cașcavalos. Așa? Să ai mult? Așa. Așa. Și? Și tu știi. La cuptor. Și la cuptor. Bun, așa facem și cu următoarea. Da. Am mai rămas compoziție și lui Alina i-a venit o idee. Ne mai având vânătă, punem într-un gogoșar. Priviți. Merge și în gogoșar și în vânătă, deci puteți combina, puteți lua idei de la noi, puteți mânca sănătos sau să încercăm cu toții să mâncăm cât mai sănătos pentru a trăi cât mai mult. Mult? Cât mai mult, da. Bun. Ce bun. Trebuie să puneți la cuptor 40 de minute. 40. Asta nu o spui? Trebuie să puneți la cuptor 40 de minute. Asta nu, asta spun. Ce ai, ce prost nu știu. Cașcavalul, că bagă cașca, bagă brânză, bagă cașcaval, bagă col. Cască gura cu. Au, au. Rețeta noastră de vinete la cuptor este gata. Cam așa arată. Vânăta și ardeiul la cuptor. Gogoșarul. Foarte, foarte fain, foarte gustos. Noi vă urăm poftă bună. Sper să încercați și voi această rețetă. Și până data viitoare, al vostru Ilie și Alina, vă doresc poftă bună și să ne spuneți dacă vă place ori nu. Numai bine, la revedere!